Ce? La nivel de piață, da, există apetit pentru mici investitori, îi numim noi, pentru că nu mai avem parte de investitorii perioadei 2008-2009, ca și procent, aproximativ 10% din numărul total de tranzacții sunt achiziționate cu scop investițional în vederea închirierii. Aceștia țintind o cifră de un yield, cum îl numim noi, de aproximativ 7%. Așa, să explicăm puțin ce este yield. Chiria obținută raportată la perioada de, la preț, bineînțeles, prețul achiziției și la perioada în care practic își acoperă investiția făcută inițial. Și este, deci, profitabil? Anual, este profitabil, da. În condițiile în care la bancă să-ți ții banii nu e atât de profitabil, investiția într-o piață cu semnale pozitive, investiția în imobiliare este profitabilă și pe termen lung. Și acești clienți cumpără două camere și le închiriază sau ce cumpără? Două camere, cu preponderență două camere, da. Într-o zonă anume sau în toate proiectele voastre? Zone cam semicentrale la fel? Și centrale. Sunt zonele preferate de către investitori. Și nivelul chiriilor a crescut față de anii trecuți sau a rămas constant? Nivelul chiriilor a rămas constant. Aș putea spune că pentru un apartament de două camere, zonă centrală, semicentrală, nord și așa mai departe, la un două camere aș putea spune undeva la 550 de euro pe metru pătrat, pe apartament. Pe apartament. Și la un trei camere undeva la 750 de euro. Mă duc înapoi spre proiecte de mari dimensiuni. Da. Cosmopolis este, tocmai a anunțat zilele trecute că va construi încă 7.000 de locuințe pe lângă cele 3.000 existente. Cam în cât timp se vor vinde toate aceste locuințe? Planul este, adică, un plan pe termen lung. Planul lor de dezvoltare este realist? Este realist, este un plan pe termen lung, este un plan în care poate nimeni nu credea când a luat naștere până la urmă planul Cosmopolis, care de la început s-a vrut a fi ce este astăzi până la urmă, adică... Doar că pe atunci nimeni nu credea. Exact. Cum probabil se întâmplă și acum, însă ținând cont că deja Cosmopolisul ca și proiect reprezintă un stil de viață și are o comunitate foarte bine închegată și e un proiect care este orientat către nevoile clientului și se dezvoltă nu doar cu locuințe, ci și cu facilități. Și aici vorbesc de piscine exterioare, vorbesc de planul pentru a avea piscină indoor, vorbesc de, este până la urmă primul și singurul proiect rezidențial care are zonă de plajă privată amenajată pe marginea lacului, zonă care are incorporată un strip mall care aduce o sumedenie de activități, de la farmacii la ATM-uri, supermarket, restaurante și așa mai departe. Deci atâta timp cât își va menține strategia de a pune nevoia locuitorului pe prim plan, cu siguranță este un plan realist. Mă refer la el pentru că este un proiect care a ridicat mult nivelul zonei de nord. Și cu siguranță îl va ridica în continuare. Își va menține aceeași strategie bună, de altfel dovedită că e bună, astfel încât să ajungă până la urmă și la rezultatele dorite. Un proiect de succes care se vinde cu o calitate de viață crescută. Dar mai putem vedea în următorii 2 ani și alte zone care se vor dezvolta la fel de mult ca zona de nord? Mă refer aici la zona expoziției Casa Presei. Este într-adevăr și zona expoziției Casa Presei o zonă fierbinte, aș numi-o, ținând cont de dezvoltarea pe segmentul de clădiri de birouri, cum de altfel este și zona de vest, zona de Grozăvești, Lujerului și așa mai departe. Ambele sunt zone fierbinți și automat unde se generează locuri de muncă, se generează și nevoia de locuință. Motiv pentru care, cu siguranță vom asista la zona, să răspund la întrebare, zona București Noi, în viitorul apropiat, deja a început, va fi o zonă importantă de dezvoltare pe segmentul de rezidențial. Și dacă vom avea și metrou în zona expoziției spre aeroport, cred că va fi o zonă mai bună decât zona de vest chiar. Da, mai bună. Mai bună din ce punct de vedere? Că
va fi o zonă, hai să spunem, la fel de atractivă din punct de vedere număr de locuințe livrate, așa cum e zona de vest. Dar în zona de vest, în acest moment, cam ce tip de proiecte rezidențiale și, în paralel, proiecte de birouri vedem? Că știu că voi vă ocupați nu doar de rezidențial, ci acoperiți toate segmentele de piață. Da, într-adevăr, noi ca și companie de consultanță acoperim toate serviciile. Iar ca să răspund la întrebare, zona de vest, ținând cont de terenurile disponibile și de și asistăm deja și la dezvoltări pe foste fabrici, automat își va păstra trendul de monopol pe care de zonă, să spunem, cu cel mai importantă. Mare număr de importantă, cu cel dar mai mare asta număr pentru de unități. Că deja sunt dezvoltatori care au luat mai de multe terenuri în zonă și acum le dezvoltă. Plus terenurile care nu sunt tranzacționate și prezintă potențial foarte mare din punct de vedere al posibilității dezvoltării unui proiect integrat. Că și în zona de vest avem proiecte integrate, proiecte în adevăratul sens al cuvântului, proiecte medii și mari. Apropo de terenuri, unde mai sunt terenuri suficient de mari pentru dezvoltări mari de proiecte mixte, de exemplu? Zonele limitrofe ale Bucureștiului, zonele din jurul Bucureștiului, practic asistăm până la urmă și o să mă întorc la Cosmopolis. Zona centrală va face imposibilă dezvoltarea de proiecte de mari dimensiuni cum e Cosmopolis, pentru că nu găsim terenuri care să poată susține dezvoltarea unui asemenea proiect. Însă zonele limitrofe au potențial pentru că sunt terenuri, dar aici avem nevoie de doi factori. Dezvoltarea din punct de vedere infrastructură și, bineînțeles, proiectul în sine să fie un proiect integrat care să corespundă nevoilor cumpărătorilor. Cred că principala problemă este lipsa infrastructurii, pentru că în zona de vest, într-adevăr, drumul taberei militari și în zonele adiacente, sunt convinsă că sunt terenuri, doar că dacă locuiești acolo, e greu să ajungi în centru în fiecare zi. Tot ce putem noi spera și încuraja până la urmă este dezvoltarea acestor zone care, până la urmă, și ele pot oferi, odată cu, eu știu, supralărgirea anumitor artere, crearea de noi mijloace de transport în comun, care pot fi zone noi ale Bucureștiului cu o calitate crescută a modului de viață și de locuință. Astăzi, într-adevăr, sunt zone care nu oferă acest lucru. Cum vedeți voi piața rezidențială? Pentru că, deși sunteți o companie nouă, aveți mulți ani de experiență în spate. Noi asistăm oricum la o maturizare a pieței. Din punct de vedere prețuri, trendul este de menținere, ușoară scădere, creștere, dar la nivel general de menținere. Din punct de vedere volum de tranzacții, ținând cont că vom asista la o supraofertă, cel puțin pe anumite zone, deja avem o înregistrare negativă, trend care se va menține, și din punct de vedere al proiectelor specifice, cred că din ce în ce mai mult dezvoltatorii au realizat că este nevoie să aducă proiecte, știu că mă repet, dar e foarte important pentru ei și pentru piața în general, să avem proiecte foarte bine structurate, atât din punct de vedere produs în sine, tipologie, împărțire și așa mai departe, cât și din punct de vedere concept. Dă-ne un exemplu de ce înseamnă un proiect foarte bine structurat. Pot da exemplu proiectului Belvedere, situat în zona de nord, un proiect ce are aproximativ previzionat a avea undeva la 1500 de unități, cu două faze vândute înainte de a fi livrate, adică cu un grad de absorpție peste medie, media fiind undeva la 70% în continuare. Un proiect cu prețuri accesibile într-o zonă de continuă dezvoltare, care nu a țintit doar
profitabilitate, ci a țintit până la urmă a livra calitate la un preț corect. Cu apartamente decente, cu suprafețe decente, într-o zonă aerisită, până la încă aerisită. Ce înseamnă suprafețe decente? Două camere, aproximativ 50 de metri pătrați, suprafața utilă, excluzând balcoane, logii și așa mai departe. Trei camere, aproximativ 70 de metri pătrați utili, însă foarte important este compartimentarea. Vedem foarte multe apartamente cu suprafețe mai generoase decât cele spuse mai devreme, însă cu compartimentare deficitară. Este foarte important ca apartamentul să aibă utilitate. Să nu avem spații pierdute, să nu avem colțuri inutilizabile și așa mai departe. Iar asta se atinge printr-un studiu și printr-o muncă până la urmă comună, atât a dezvoltatorului, cât și a unui consultant care cunoaște piața și tendințele ei, cât și a unui arhitect renumit. Și în cazul ăsta, voi ați făcut, dezvoltatorul a făcut un studiu înainte de a demara proiectul? Proiectul Belvedere, da, a studiat piața, a analizat-o și a țintit exact segmentul cu produsul oferit, a țintit exact segmentul pe care și l-a propus. Și anume, zona de corporatiști, ținând cont că se află într-o zonă de dezvoltare din punct de vedere de birouri și de asta cu preponderență avem ca și tipologie de client corporatistul și acel investitor care cumpără tot pentru închiria corporatistului, pentru că până la urmă nu toți sunt proprietari, avem și persoane care sunt chiriași. Și în plus multe corporații au mulți angajați străini. Exact, și au și se și oferă ca și facilitate chiria. Mă duc spre celelalte segmente de piață, da. Piața de birouri, piața de proiecte logistice, la ce ar trebui să ne așteptăm acolo? Ca și segmentul rezidențial și zona de birouri, până la urmă sunt strâns legate. Dacă zona de birouri este pe trend pozitiv, așa cum este de altfel, se generează și nevoia de locuințe. Deci sunt două segmente care se susțin unul pe celălalt. Sperăm că efectele deciziilor din mediul legislativ nu va avea un impact. Deja impactul se vede. Avem deja nume care au anunțat că vor face pași înapoi. Lucru care cu siguranță va avea un impact direct către dezvoltarea acestui segment. Dar cu toții ne dorim să asistăm la o normalitate a legilor. Dar economiei. Dezvoltatorii de proiecte de birouri finanțează proiectele cu banii lor, cu cash-ul lor sau tot prin bănci? Cu preponderență finanțare bancară. Și atunci ei depind... Ca și cele rezidențiale. Și atunci ei depind de bănci și de tot mediul economic, așa cum este el ușor exact, stabilit. Clar. Deci totul este legat de mediul economic și cel legislativ. Motoarele principale, până la urmă, ale unei economii corecte și sănătoase și de lungă durată. Care sunt zonele preferate de dezvoltatorii de clădiri de birouri din București? Zona expoziției, zona Barbu Băcărescu-Floreasca și zona Grozăvești. Aici am fost specific. Sunt zonele în care asistăm la dezvoltări, fie în curs de finalizare, fie proiecte anunțate în anii ce urmează. Poți să ne dai detalii despre proiecte în cele trei zone pe care le-ai menționat? Detalii din punct de vedere suprafețe, nume... Număr de clădiri? Dezvoltatori? Avem dezvoltatori importanți, avem fonduri de investiții cu capital străin, plus că asistăm și cred că o să asistăm de asemenea și la proiecte integrate cu proiecte rezidențiale și se studiază din ce în ce mai mult proiecte de birouri în structură cu proiecte rezidențiale. Ți se pare o idee de succes? Pentru că știu că în Timișoara, dacă nu mă înșel, există astfel de idei de proiecte. Mi se pare o idee de succes, mi se pare că este o idee bine gândită și structurată, cu siguranță, că de fapt este ceea ce se întâmplă astăzi. Lumea își dorește din ce în ce mai mult să fie cât mai aproape
de zona principală de interes, zona principală de interes fiind locul de muncă. Un proiect bine structurat din punct de vedere concept, astfel încât nici intimitatea să nu-i fie afectată de partea de birouri, dar de asta avem arhitecți de renume care cu siguranță cunosc foarte bine tema și au demonstrat de-a lungul timpului că pot aduce proiecte importante în piață. Cu siguranță acesta este trendul și îl vom vedea în anul ce urmează. Dar crezi că românii își vor dori să își doresc într-adevăr să fie aproape de birou, dar își vor dori să fie chiar de aproape încât să fie în aceeași clădire sau să facă doi pași dintr-o clădire în cealaltă? Să facă doi pași dintr-o clădire în cealaltă, da. Să fie în aceeași clădire, probabil că nu. Și aici mă întorc la ideea de concept. Dacă este un concept bine gândit din toate punctele de vedere, și aici vorbim de detalii deja, cu siguranță își vor dori să facă doar doi pași, pentru că deja își doresc să facă doar doi pași, să traverseze o stradă și să ajungă la locul de muncă. Motiv pentru care zona de nord, zonă cu preponderență dezvoltare pe zona de birouri, acum are și a depășit pragul de 19% pe zona rezidențială. Apropo de proiecte rezidențiale, știu că românilor le place să stea la etaje cât mai jos sau la casă sau la parter sau la etajul 1-2. Etajele superioare, 10-11, sunt cel mai greu de vândut. Sunt cele mai greu de vândut dacă sunt ultimele etaje. Lumea a rămas cu ideea că ultimul etaj este prost făcut. Deși nu mai e cazul. Însă, din experiență proprie, vă pot spune că din ce în ce mai mulți se orientează către etaje superioare din diferite motive. O vedere bună, departe de traficul, din imediată apropiere, plus că fiecare proiect în parte trebuie să respecte anumite norme din punct de vedere al siguranței. Deci nu mai e teama că sunt la etajul 8, dacă vine un cutremur. Îți mulțumim pentru prezența alături de noi astăzi, Viorel Mohorea, SVN România. Și eu mulțumesc.